speranță. Cu speranță pentru un zalou mai modern, un zalou mai european. O să spun mai multe când ies, că merg să vă pesc, vă spun mai multe când ies. Dar, în principal, speranța pentru oraș, speranța că vom avea un oraș curat, în care investițiile se fac ordonat, previzibil. Sper. Bine dimineața! Domnul poate vota pe lista noastră la poziția 521. Aș dori să vă pun masca jos, să vă luați buletinul, să vă pot identifica și după asta, rog să vă luați buletinul. Aha. Mulțumesc, domnul Iordache. Mulțumesc. Validare. Domnul poate vota la poziția 775. Domnul Popuțea, vă rog să vă luați buletinul, să vă... secundă. Și din bani ce fără nu? Înapoi. Înapoi să vă vină bine. Mulțumesc. Fără și așa. Credeți în schimbare? Sigur. Acesta este motivul pentru care am intrat în luptă și în această bătălie, exact pentru a face schimbarea de care are nevoie orașul. Avem o lungă perioadă în care a fost același tip de administrație și în oraș și în județ. Și eu personal am votat pentru un oraș european, pentru un oraș modern. Am votat, bineînțeles, pentru informatizare. Am votat pentru investiții și, în ultimul rând, am votat pentru cetățeanul de rând. Pentru a fi tratat fără umilințe, fără îngânfare, fără cumetrii și fără hoție.